ținând cont de situația asta, eu chiar vorbeam în timpul pandemiei cu unii dintre colegii foști jucători și chiar ne gândeam că e mai bine pentru Dinamo ca să nu se mai înceapă campionatul. Ca să rămână în prima ca ligă. Să rămână exact cum s-a întâmplat în Liga a doua, nu retrogradează nimeni, nu... Deci ți-e frică de retrogradare, efectiv. Logic, Victor, tu nu vezi ce situație suntem. În play-out-ul ăsta, de când s-a format play-out-ul, problema că toate echipele care sunt și joacă la retrogradare, deci sunt niște meciuri care nu le înțelegi în primul rând. Știi că dacă înainte știam 90% că Botoșani bate pe Iași sau sunt într-o formă bună, aici, uite, meciul de aseară cu meciul de aseară cu Viitorul. Uite și tu. S-a așteptat cineva ca Chindia să bată Viitorul aseară?